Biletul zilei și pontul zilei din fotbal, patru partide v-am pregătit și am să vi le explic pe rând cum le văd eu și de ce am ales aceste pronosticuri. Avem partide din Iran, de la FIFA World Club, acolo unde Real Madrid întâlnește al Ahri din Egipt, Cupa Germaniei, meciul lui Dortmund și Cupa Franței, meciul lui PSG contra Marseille. Haideți să vorbim puțin despre campionatul iranian acolo unde se înscrie de obicei foarte puține se înscriu foarte puține goluri. Atât Sanat cât și Persepolis au o medie de 2 goluri per meci în total gazde cu oaspeți adunate, da? În ultimele 5 partide, dar în general campionatul Iranului este unul de maxim uh, 1-3 goluri pe meci. Mergem pe acest interval, tot 1-33, mai departe Alahli din Egipt joacă cu Real Madrid în uh, semifinală pentru un loc în finală. Fraților, în mod normal Real Madrid trebuie să dea de pământ cu această echipă egipteană mai ales în Benzi, acolo unde uh, trupa lui Carlo Angelotti dezvoltă o viteză superioară. Mă aștept la un meci dominat de Real Madrid și implicit să aibă mai multe cornere, așa cum se întâmplă practic și în la Liga, acolo unde se luptă cu Barcelona pentru fotoliu de lider la capitolul cornere. Mai departe, Bocum Dormund, un meci interesant, în opinia mea, Dormund uh, are un trofeu accesibil aici, în varianta asta de cupa a Germaniei și a trebuit să dea împotriva unei formații care se luptă să scape de retrogradare, practic nu este obiectivul său uh, accederea în faze superioare uh, a acestei cupe. Bocum cred că se va axa pe salvarea de la retrogradare, mergem totuși pe un pronostic uh, acoperit. Cine merge mai departe, pentru că putem câștiga și dacă Dortmund se califică la loviturile de la 11 metri. Și ultimul meci de pe bilet, Marseille PSG se va disputa pe Velodrom în fața 65.000 de uh, fani ai lui Olympique Marseille, cel mai probabil. Marseille o echipă extrem de agresivă cu o medie de două cartonașe galbene, două cartonașe de fapt cumulate galbene și roșii pe meci. Așa că mă aștept să-și facă cel puțin media indiferent de cum va decurge partida. Fie că PSG va domina partida, va învinge atunci Marseille, uh, jucătorii celor de la Marseille vor răbufni și vor încasa cartonașe, fie că va fi un mes strâns, aceasta va fi obligată să arate atitudine în fața celor 65.000 de, de fani, Plus că Marseille, dacă va fi în avantaj, la fel va fi obligată să tragă un, pic de timp. În plus, cred că din start Marseille are un cartonaș galben pentru foulturile comise, în ghilimele, ce vor urma să fie comise la Neymar. Cota 2.90 pentru azi, pontul zilei este partida de la Dortmund. Dragi prieteni, Urmează biletele celor mai buni pariuri, rămâneți aproape, abonați-vă la canal și, cel mai important, nu uitați: pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin!